Universitatea din Craiova, prin Centrul de Resurse și Asistență în Învățare și Formare, invită studenții din anul întâi să participe la o serie de ateliere în vederea remedierii dificultăților de învățare și formare generate de contextul educațional actual, învățământul online. Dar conținuturile propuse sunt chiar mai mult decât atât, pentru că vizează și obiective esențiale de dezvoltare personală. Îi invităm pe studenții Universității din Craiova, în cadrul CRAIF, Centrul de Resurse și în Învățare și Formare, la un program de instruire remedială numit Metode și tehnici de învățare academică eficientă. Așa cum arată numele, dezbaterile noastre care se vor desfășura online se referă la aceste metode pe care îi le pot folosi, precum și la tehnici care, exersate, îi pot ajuta să învețe mai bine. Ce înseamnă această eficiență în învățare? Să ne conștientizăm stilurile de învățare, să vedem ce alte stiluri au și alți colegi, cum reușesc ei să-și valorifice învățarea pentru examene și sperăm să fie foarte interesantă această experiență pe care noi le-o propunem. Programul este deschis tuturor studenților noștri, mai ales celor din anul întâi, care trec de la învățământul preuniversitar la cel universitar. Atelierul Metode și tehnici de învățare academică eficientă se desfășoară în fiecare luni între orele 16:20, iar linkul pentru conectare este incesa.webex.com/meet/craif3.